Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Ce poartă românii când nu-i vede nimeni? Cam aceasta ar fi tema întâlnirii de astăzi. Pentru că s-a realizat un studiu pentru Sofia Man. Sofia Man este un brand românesc de haine pentru casă și somn și este un brand cu tradiție, care arată că 65% dintre românii poartă, dar, ca să aflăm toate detaliile, am să las pe domnul Florin Cucu, directorul general Sofia Man, să ne explice ce poartă românii în intimitatea casei. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și mulțumesc de invitație! E o întrebare la care și noi ne-am gândit destul de mult pentru că suntem într-un domeniu care se adresează exact acestor haine de casă și haine de somn, uh, și am fost foarte curios să aflăm și să certificăm cumva uh, cu date mai exacte care sunt preferințele um, românilor în ceea ce privește aceste uh, haine, vestimentație de interior. Ați putea să mă lăsați să intuiesc majoritatea românilor uh, au spus că poartă haine pe care nu le mai port foste haine pe care le purtau afară atunci când ieșeau fie la sport, fie eu știu chiar și la magazin, sau poate mergeau cu ele la serviciu, cine știe, acele haine s-au transformat cumva în timp în haine de purtat în casă, pentru că a apărut o gaurică, pentru că s-au mai lărgit, pentru că s-au mai pătat, însă sunt bune de purtat în casă. Ăsta e răspunsul. Foarte aproape, da. Așa este. Marea majoritate a românilor preferă să, să refolosească într-o oarecare măsură haine care nu mai pot fi purtate în, nu știu, așa cum menționați, poate la sport sau ceva haine legere pe care le-ar fi purtat afară. Cei mai mulți și conform acestui studiu am descoperit că sunt 65%, la, 65 din, din români care preferă să poarte haine deteriorate într-o oarecare măsură. Și mai interesant este că 45% din aceștia poartă haine rupte, haine pătate, găurite, care în mod cert n-ar putea fi purtate în alt context. Da, știți că s-au mai făcut alte studii apropo de, de relații? De relațiile dintre soț și soție, dintre prieteni și prietenă. Și uh, foarte mulți uh, specialiști afirmă că există o cheie pentru longevitatea relațiilor. Aceea de a rămâne sexy, de a rămâne atrăgător pentru jumătatea ta și atunci când te afli în intimitatea casei. Din acest motiv, poate nu că poate, probabil și în mod sigur, de fapt, este de preferat să nu porți un tricou pătat sau eu știu, uzat și să porți o haină care să fie și uh, atractivă uh, față de partenerul tău, care nu? să mențină în continuare poate atracția și așa și... flacă. Exact. bănuiesc că este unul dintre motivele pentru care ar trebui să avem grijă și să împărțim cumva această categorie mm. foarte clar. Haine de purtat afară, haine de purtat în casă. Uh, care ar mai fi uh, de ce ar fi important să facem acest lucru? Care ar mai fi motivele? Fără discuție, motivul pe care l ai expus. Uh, contează sau ar trebui să conteze, de fapt. Pentru că um, ar trebui să ne îmbrăcăm bine și frumos, nu doar pentru alții, cât, în primul rând pentru noi și pentru cei apropiați nouă. Dar uh, noi am inițiat uh, acest studiu uh, având în vedere uh, și alte alte aspecte. În primul rând uh, acasă este spațiu în care te reîncarci pentru Ceea ce va urma, nu știu, următoarea zi sau următoarea perioadă, este locul în care revii, te reconectezi cu tine, poate, să te pregătești pentru ce va urma. E, um, cred că hainele funcționează și ca un declanșator, într-o oarecare măsură. În momentul în care ajungi acasă și vrei să te simți acasă, Cred că cei mai mulți dintre noi își schimbă hainele, pur și simplu. Ori dacă ajungi acasă să te schimbi, dar îți pui pe tine niște haine deteriorate, cred că acest lucru nu contribuie foarte mult la o stare de bine sau o stare de liniște sau... Ca să nu mai zicem de somn, bănuiesc sau că uh, contribuie a... foarte mult hainele pe care le port și la cât de odihnitor sau nu poate fi somnul. Doar o discuție. Hainele de somn cu atât mai mult. Noi la Sofia Man suntem uh, dedicați acestor uh, tipuri de haine și uh, am uh, inițiat încă o dată acest uh, demers, tocmai pentru a conștientiza cumva uh, românii uh, că sunt foarte importante. Și datorită uh, beneficiilor pe care aceste haine le, uh, le aduc. Gândiți-vă la. Ok, cei mai, cei mai mulți dintre noi cred că își aleg hainele după cum arată, după stilul vestimentar, dar poate mai puțin dintre noi își pun problema să, uh, uh, atunci când își aleg o haină, să, să o privească ca pe un instrument, într-o oarecare măsură, care trebuie să livreze ceva. Și ar trebui să te gândești la ce folosesc haina, respectiv așa cum, nu știu, te gândești să-ți cumperi un patent, poate, că vrei să Correct. scoți un cui sau... da? Așa și haina de pe tine ar trebui să răspundă pe lângă criteriile estetice și la niște nevoi puțin mai punctuale. Și atunci când dormim, de fapt, se întâmplă câteva fenomene de care ar trebui să ținem cont. Corpul are tendința de a se supraîncălzi pe timpul uh, nopții. Și atunci trebuie să um, practic să, să folosim niște produse care să ajute corpul să își păstreze temperatura. Deci, există un material recomandat pentru astfel de haine? Fără discuție, există materiale, suntem, uh, uh, din fericire, uh, uh, există produse din fibre naturale, noi le spunem botanice, care provin din diverse. Uh, tipuri de celuloză mm. pe care le folosim și care vin la pachet cu niște beneficii de această natură, care ajută corpul să se auto regleze din punct de vedere al temperaturii, să facă un transfer de umiditate mai ușor către exterior, astfel încât să țină corpul într-o stare cât mai bună și cât mai potrivită pentru, eu sunt o curios să aflu, pentru starea ta de bine de acasă, există oare și o culoare indicată pentru astfel de haine? Fără discuție. Există o întreagă teorie a culorilor și o întreagă filozofie a ce culori să folosești din, în, în casă. Ține oricum foarte mult și de stilul personal și de uh, personalitatea ta ca individ. Dar uh, sunt acele culori care transmit confortul și care sunt sugerate de mai de cei cunoscuți, cunoscători în ale culorilor. Există două categorii, haine de casă și haine de somn? Sau o singură categorie care poate aduce ambele? Noi facem distinție între, între, această, între aceste două categorii pentru că, repet, am plecat de la nevoia pentru care Folosești um, hainele. Evident, sunt produse pe care și noi le facem și care pot fi folosite în ambele scopuri, dar, în general, hainele de somn sunt um, gândite să răspundă acestor provocări care apar în timpul în nopții. Hainele de casă sunt um, acele haine pe care să le folosești în timpul cât stai în casă. Îți petreci poate timpul un pic și pe lângă casă, depinde de unde locuiești, la curte sau poate ai nevoie să ieși rapid undeva în apropiere și îți trebuie niște haine care să fie și legere, comode, să te facă să te simți bine și, de ce nu, să arate și bine într-un final. Aș concluziona că există această diferențiere și nevoie de a diferenția hainele de casă de hainele de somn. Dar credeți că s-a întâmplat ceva pe parcursul ultimilor ani? Pentru că eu mi-aduc aminte, hai să luăm punct de reper, 1989. Să zicem, înainte de 1989, eu nu mi-aduc aminte de părinții mei, de exemplu, care să nu fi dormit în pijamale. Deci pijamalele în familiile românilor era un lucru cât se poate de normal. Parcă pe parcurs s-a mai pierdut din treaba asta sau e doar impresia mea. Adică acum îți arunci, îți arunci un tricou pe tine și te pui în pat. E foarte bună comparația și uh, raportarea la un anumit uh, moment în timp. Pijamaua a devenit cumva uh, un articol vestimentar care nu este cool. Și pentru că există, uh, uh, există acele amintiri cu pijamalele, cu nasturi, în dunci, de pe vremuri și care nu arătau așa de, de interesant și nici nu te pun într-o stare foarte confortabilă, într-un fel sau altul. Sau poate e asociată, nu știu, cu... Cu un salon de spital. La spital exact, exact. Da, cu un salon de spital. Și atunci, da, cumva pijamaua în mintea colectivă și-a pierdut din, din, din necesitate, din importanță sau ceva... Similar, să spunem. Așadar, este foarte important să începem să ne gândim din ce în ce mai serios. Asta dacă ne-am făcut-o până în acest moment, eu recunosc că acest studiu m-a răscolit puțin și uh, am dat dreptate în, ceea în tot ceea ce spuneți până acum, v-am dat dreptate, pentru că uh, aceste haine pe care le purtăm acasă, sau uh, poate și mai importante cele pe, pe care le purtăm uh, pe parcursul somnului, sunt foarte importante și pentru starea noastră de bine, așa cum spuneam mai devreme, și pentru calitatea somnului. Bănuiesc că este și foarte igienic să avem haine de somn separate de hainele de casă, separate de hainele de serv de afară, să spunem așa. Deci sunt foarte multe lucruri importante de care trebuie să ținem seama atunci când alegem o haină, până la urmă. Fără discuție. Și interesant este că, până la urmă, toată lumea își dorește să se simtă bine și să facă, să facă diferența între hainele de casă și hainele de, de stradă. Motivele sunt, sunt variate. Noi, ce facem acum, de fapt, prin acest studiu, este să aducem cumva în atenție acest subiect pentru a face oamenii conștienți de necesitatea acestor produse și um, nu neapărat a convinge pe cineva că trebuie să-și schimbe haine. Oamenii știu treaba asta pentru că deja practic ei folosesc alte haine decât cele de stradă când ajung acasă. Problema este că folosesc, nu acordă atenție a, a tipologiei de haine pe care o folosesc acasă și aici venim noi să, să spunem că ar fi bine să, să avem un pic mai multă atenție și să alegem lucrurile uh, în concordanță cu ceea ce avem nevoie, de fapt, să livreze ele. Unde vă găsesc românii? Pentru că românii sunt îndrăgostiți de haine. Asta, ne uităm în orice mall din, din țara asta și vedem că magazinele care comercializează haine de stradă sunt pline. Uh, unde, găsesc românii, uh, unde găsesc românii Sofia Man, așa încât să-și îndrepte atenția și către hainele de som sau uh, hainele uh, pe care le purtăm în intimitatea casei? Sofiaman este o companie care funcționează deja de mai bine de 26 de ani. Suntem prezenți mai în toate magazinele de specialitate din țară, dar avem și o rețea proprie de, de magazine. Momentan numărăm 19 magazine. Și un site care e foarte ofertant și foarte la îndemână și poate fi accesat imediat la sofiaman.ro de se pot găsi puteți găsi absolut toate produsele pe care le comercializăm. Deci există posibilitatea de a comanda aceste produse și online. Și aș mai avea o întrebare, există haine de interior de vară și haine de interior de iarnă? Fără discuții, există nevoia de a purta lucruri cum uh, să spunem punem cu mânecă scurtă sau pantalon scurt, din materiale mai groase sau mai subțiri. Repet, totul se reduce la ce de la ce nevoie plecăm. Că este de vară, trebuie să ne căutăm un produs care să corespundă și să răspundă uh, acestor nevoi. Că este de iarnă, ok, ne trebuie un produs mai gros. Acum, mai ales în contextul uh, în care. Uh, costurile au devenit un subiect destul de, de aprins, cu atât mai mult poate îți trebuie un produs mai gros în casă. Ca și o concluzie, haideți să încercăm să renunțăm la cele haine decolorate, potate și cu mici defecte pe care cu toții sau, mă rog, majoritatea dintre noi le ține pentru interior și să acordăm din ce în ce mai multă atenție și acestui aspect, pentru că până la urmă vom avea numai de, de câștigat din toate punctele de vedere, foarte multe dintre ele atinse în această discuție. Florin cu director general Sofia Man, mulțumesc tare mult și la cât mai multe studii de acest gen pentru că sunt foarte, foarte interesante. Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru invitație și da, noi facem aceste studii tocmai pentru a înțelege mai bine felul în care se raportează românii la acest tip de, de, haine și cu siguranță vom continua să mai descoperim și alte lucruri interesante. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!